Marina Fetița, care a supraviețuit accidentului provocat de un polițist pe Bulevardul Aminorului din București, a fost audiată astăzi. Procurorii au mers acasă la ea pentru a afla cum s-a întâmplat tragedia în care și-a pierdut viața prietena ei, Raisa. Potrivit avocatului, familia, a fost un moment extrem de greu pentru ea, pentru că își amintește în detaliu fiecare secundă a accidentului. Tot astăzi s-a stabilit când se va prezenta la testul poligraf polițistul care a intrat în plin în ele. Marina și-a adus aminte de tot ce s-a întâmplat în teribila zi a accidentului. Fetița și-a văzut cea mai bună prietenă spulberată pe trecere de mașina poliției. După impact, a stat 20 de minute pe partea carosabilă, încercând să se ridice. Nu a putut însă din cauza loviturii puternice la picior. Fetița a povestit că a vrut să ajungă pe trotuar de frică să nu dea o altă mașină peste ea. Acum are piciorul în gips și este într-un scaun cu rotile. Declarația este foarte clară, este foarte vie în primul rând, pentru că își aduce aminte chiar și cele mai mici detalii. Respectiv, fetele dormiseră cu o seară înainte împreună acasă la Raisa și își pregătiseră ghiozdanul pentru a doua zi și chiar spunea Marina exact că aveau un carnețel în ghiozdanul respectiv, niște bani pe care și luase Raisa. Elemente prin care avocații și-au dat seama că fata își aduce aminte cu exactitate tot ce s-a întâmplat în acea zi. Între timp s-a stabilit că joi Constantin Popescu, polițistul care a lovit-o mortal pe Raisa, va merge la brigada rutieră pentru a-și da acordul să facă testul poligraf. În prezent, el este cercetat sub control judiciar pentru ucidere din culpă. Cred că apare și prima minciună în declarația polițistului, pentru că el spune că avea girofarul pornit, acea rampă de pe mașina de poliție. În schimb, Marina, dar și un alt martor ocular de la fața locului, au venit amândoi și au spus că de fapt polițistul a aprins acele lumini de deasupra mașinii ulterior momentului impactului. Pe 13 ianuarie, polițistul a lovit mortal una dintre cele două fetițe care traversau trecerea de pietoni. Pentru moartea Raisei, familia cere daune morale de 6 milioane de euro, iar familia Mariei, fetița care a supraviețuit, cere 1 milion de euro.